Doar două secții de votare din cele cinci prevăzute anterior ar putea fi deschise în Federația Rusă la alegerile prezidențiale din 20 octombrie din Republica Moldova. Despre asta a anunțat vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, la o emisiune de la ProTV. Potrivit lui, Consiliul Electoral al circumscripției pentru secțiile de votare constituite în străinătate a luat în calcul o notă emisă de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău în acest sens. Astfel, subiectul ar putea fi discutat la următoarea ședință a CEC. Noi am primit un aviz de la Ministerul Afacerilor Externe, bazat inclusiv pe un aviz al Serviciului de Informații și Securitate, în care se menționează că ei nu pot asigura securitatea funcționarilor electorali și alegătorilor în mai multe regiuni din Federația Rusă decât în locația misiunii diplomatice. Și au propus deschiderea doar a două secții de votare. La Moscova? La Moscova. Noi am analizat mai detaliat unde sunt amplasate din perspectiva propunerilor formulate de noi secțiile de votare și totuși în comun cu membrii Comisiei Electorale Centrale am analizat și am decis că totuși e cazul să deschidem cel puțin 5 secții de votare în Federația Rusă, inclusiv în Surgut, Iaroslav și Sankt Petersburg, adică care sunt la o distanță destul de mare de linia de front. În acest considerent, noi am propus deschiderea 5 secții de votare. Partea proastă este că recent am fost informați despre decizia colegilor de la Consiliul Electoral de Circumscripție pentru secțiile de votare de peste votare, că totuși se insistă pe deschiderea doar a două secții de votare. Săptămâna trecută, reprezentanții diasporei moldovenești din Rusia au organizat un protest în fața ambasadei Moldovei la Moscova. Aceștia au manifestat față de decizia puterii de la Chișinău de a deschide doar 5 secții de votare pentru cei peste 700.000 de moldoveni care locuiesc în Rusia, față de 17 câte erau la prezidențialele din 2020. Oamenii au purtat pancarte cu inscripția "Avem nevoie de țara noastră, avem dreptul la vot, vrem să votăm". Protestatarii au adus un sicriu simbolizând faptul că în Moldova a fost ucisă democrația. Reprezentanții diasporei cer majorarea numărului secțiilor de vot în conformitate cu numărul alegătorilor, astfel încât fiecare să-și poată exercita dreptul constituțional. Sunt un reprezentant din Istra și Volocolamsk. Tver este aproape de noi. Am mulți cunoscuți, rude, prieteni, nepoți și ei vor să vină la alegeri, dar chiar dacă vrem să venim aici la Moscova, pur și simplu nu vom avea timp să votăm în aceeași zi. Așa că am venit aici și am cerut ambasadei noastre, reprezentanților autorităților noastre, le-am cerut direct să deschidă mai multe secții de votare pentru alegeri. Acest lucru este absolut halucinant, dar în același timp vom face apel la CEC și la autoritățile moldovenești. Încurajați-vă prietenii și cunoscuții, rudele, să voteze cât mai mult în ziua votului pe 20 octombrie și să facă fiecare alegerea corectă. Manifestanții au trimis o declarație conducerii țării și Comisiei Electorale Centrale, criticând reducerea drastică a numărului secțiilor de vot. Potrivit oamenilor, motivul invocat de CEC și anume că ar exista riscuri asociate votului în Rusia este doar un pretext pentru a amenaja mai puține urne, iar astfel se restrânge dreptul majorității alegătorilor din Federația Rusă de a vota, ceea ce contravine drepturilor fundamentale ale omului și legilor naționale și internaționale. În total, sunt planificate 234 de secții de vot în străinătate, cele mai multe fiind în Italia 60, Germania 26 și Franța 20.